Veste bună pentru conducătorii auto. Șoferii nu vor mai fi nevoiți să meargă la ghișeul Registrului Auto Român să își ridice cartea de identitate a autovehiculului. În schimb, vor putea opta pentru livrarea documentului prin curier. Dacă până acum conducătorii auto erau nevoiți să aștepte ore în șir la ghișeul pentru eliberarea cărții de identitate autoturismului, de acum așteptarea va lua sfârșit, astfel că Registrul Auto Român a decis ca documentul să fie trimis proprietarilor prin curier. Mai exact, șoferul poate solicita această facilitate în momentul în care completează cererea de eliberare a actului pe care o va depune la sediul Registrului Auto Român. Acesta va plăti doar taxa de curierat, care costă aproape 20 de lei. În 3 zile, proprietarul va primi cartea de identitate la domiciliu. Cei care vor dori să ridice personal cartea de identitate de la ghișeul reprezentanței teritoriale unde a fost efectuată activitatea, o vor putea face însă în continuare. Noua decizie a fost gândită pentru toate persoanele care nu au domiciliul în orașele reședință de județ, acolo unde se află Registrul Auto Român. Totodată, reprezentanții RAR speră ca prin această modalitate timpul de așteptare să fie mai mic.